Din 2017 încoace, pe data de 10 octombrie, se marchează în întreaga țară Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. În ciuda condițiilor pandemice, evenimentul a fost marcat la sediul din Deval, Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Conform lui Claudiu Grama, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană, scopul evenimentului, desfășurat în limita spațiului disponibil, s-a dorit a fi în primul rând o mijlocire a întâlnirii dintre producătorul tradițional și consumatorul hunedorean. Deci, așa cum se știe, produsul românesc, atât din sectorul agricol cât și din sectorul alimentar, are stabilită și rezervată o zi națională, așa cum prevede legea 168/2017. Tradițional, ziua de 10 octombrie este declarată Ziua Națională a Produsului Agroalimentar Românesc. Așa cum vedeți, am invitat astăzi o parte din producătorii din județul Hunedoara, atât cât ne permite spațiul din incintă, și ne dorim ca prin acest eveniment să mijlocim o întâlnire între producători și consumatori, în primul rând pentru a promova produsele autohtone din județul Hunedoara și poate nu în ultimul rând o întoarcere a consumatorului către tot ceea ce ne caracterizează în materie de gastronomie românească. De asemenea, ne dorim ca astăzi, poate mai mult ca niciodată, îndemnul consumați produse românești să scoată în evidență munca fermierului și nevoia de a sprijini producția agricolă românească în contextul, așa cum se știe, unui deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare. Evenimentul a fost apreciat și de către directori de direcții agricole din țară, prezenți la manifestarea de la Deva, care opinează că prin astfel de manifestări produsele tradiționale se fac mult mai cunoscute, inclusiv în afara județului. Am răspuns cu drag invitației colegului meu, pentru că ziua produselor românești nu este chiar o zi oarecare. Mă bucur tare mult că au reușit să organizeze. Știți că anul trecut am avut o mare problemă cu organizarea acestor evenimente. Este foarte bine că se găsesc asemenea oportunități prin care fermierii, producătorii locali să-și expună produsele și, de ce nu, să treacă de granița județului. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, marcată la Deva, a fost un eveniment cu atât mai important, cu cât nu în toate zonele apropiate a putut fi organizată o astfel de manifestare. Bună ziua, mă bucur foarte mult că sunt aici și că putem promova undeva produsele românești tradiționale și nu numai produsele agroalimentare românești, pentru că la noi în Alba Iulia nu am putut, să pun amprenta pe acest eveniment, întrucât incidența este foarte mare de COVID, avem deja 9 la mie, am promovat doar online produsele românești și cred că binevenit o astfel de acțiune. Ne bucurăm că suntem aici în județul Hunedoara. Suntem împreună cu domnul director de la Hunedoara și cu doamna de la Sibiu și suntem foarte fericiți că avem în preajmă producători din zonă. La acțiunea de la Deva a participat și prefectul de Hunedoara, Călin Marian, care până nu de mult a îndeplinit funcția de director al Direcției pentru Agricultură Județeană, care și-a arătat susținerea atât personală cât și a instituției pe care o reprezintă pentru promovarea produselor agroalimentare autohtone. Da, sunt înapoi acasă la Direcția Agricolă, la meseria mea. Continuăm ce am început de ani de zile și punem în valoare produsele tradiționale românești, pentru că este Ziua Națională a Produsului Tradițional Românesc și încercăm să identificăm fiecare fermier, fiecare producător agricol care produce ceva în județul Hunedoara, să-i facem cunoscuți pentru consumatori, să încercăm să le promovăm produsele și în același timp să păstrăm tradiția hunedoreană, tradiția românească. Îmbucurător a fost faptul că la manifestare au fost prezenți cu un stand și cadre didactice, dar și elevi de la singurul liceu cu profil agricol din județul Hunedoara, cel de la Giurgiu. Conducerea unității de învățământ din Giurgiu crede că în curând, prin parteneriatele existente, actualilor producători locali li se vor alătura și viitorii specialiști pe care îi pregătesc. Direcția Agricolă a județului Hunedoara este partenerul nostru, partenerul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, având în vedere faptul că suntem și sub administrarea, dacă vreți, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Agricolă a județului Hunedoara.
ce ați observat aici? Ce le puteți transmite viitorul specialiști în agricultură? Este clar că este o nevoie foarte mare de specialiști în agricultură și după cum se vede, în ziua de astăzi este necesar să asigurăm acești specialiști în agricultură. Mă bucur foarte tare să văd producători locali care trebuie susținuți, asta este clar, trebuie susținuți de specialiști bine formați. Mă bucur că avem parteneriate cu o parte din acești producători locali și sper că împreună să reușim să facem lucrurile așa cum trebuie făcute. La evenimentul de la Deva dedicat produselor agroalimentare românești au fost oferite participanților, printre altele, brânzeturi, balmoș, ceaun de oaie sau de porc, plăcinte pădurenești, miere, legume de sezon, dar și fructe de pădure, precum și derivate ale acestora. Bună ziua, suntem de la Continental Berries, o companie care produce fructe de pădure de mure, zmeură, căpșuni și în viitorul apropiat afin. Astăzi, ținând cont că am terminat sezonul fructelor de pădure, am rămas numai cu căpșuni, asta oferim și în viitorul apropiat vom oferi băuturi alcoolice ca vin de zmeură, vin de mure, pălincă de zmeură, pălincă de căpșun, lichior de zmeură, lichior de căpșun și lichior de mure. Noi știm toți ce avantajul fructelor de pădure, dar acele licori, ce conțin, ce recomandați? Vă referiți la băuturile alcoolice. Le facem noi, le facem într-un mod tradițional, prin care vrem să descoperim ceea ce noi reprezentăm, gustul autentic românesc al fructelor de pădure. Evenimentul intitulat Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești și organizat la Deva de către Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara s-a desfășurat cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare pe perioada stării de alertă.